ce să vizitezi în Paris. Parisul este traversat de Sena, pe malurile căreia se află Muzeul Louvre, Muzeul d'Orsay, Turnul Eiffel, Catedrala Notre-Dame de Paris, Pays de la Cité, multe și minunate alte palate. Le putem admira din vapor. 20 de euro croaziera de o oră. Trecem pe sub poduri, înconjurăm insula cu Notre-Dame și facem cu mâna celor care ne aplaudă de pe maluri. Putem merge cu autobuzul, 2 euro biletul, sau putem merge pe jos, pe malurile Senei, unde oamenii se plimbă, stau, mănâncă, dansează, cântă sau dorm. În turnul Eiffel se urcă până în vârf cu liftul sau pe scări până la etajul 2. Poți lua bilet online sau stai la coadă o oră, două, 28 de euro biletul. Sus, cumpere o cupă de șampanie, caviar sau macaron, fiecare aproximativ 22 de euro și vezi o panoramă amețitoare asupra Parisului. Sena, Louvre, Notre-Dame, Montmartre, Place de la Concorde, Montparnasse. Catedrala Notre-Dame de Paris se află pe Île de la Cité, maestuoasă și încă în reparații după incendiu. Tot pe acolo găsim și Cartierul Latin, cunoscut pentru viața studențească, atmosfera plină de viață și bistrouri. Pe Champs-Élysées ajungem la un capăt la Arcul de Triumf, pe la mijloc găsim Grand Palais și Petit Palais, galeriile Lafayette și multe magazine celebre, iar la celălalt capăt, Place de la Concorde, de unde ajungem pe jos la Marea Roată a Parisului, din care, în 2-3 rotiri lente, cu 10 euro, vedem panorama spre turnul Eiffel. De aici se vede și dealul Montmartre, cu istoria sa artistică și Bazilica Sacré-Cœur, la poalele căreia sunt multe buticuri cu suveniruri. De aici putem ajunge la Moulin Rouge, unde puteți intra să vedeți un spectacol cu bilete online sau stați la coadă, 250 euro biletul sau 450 euro cu șampanie. La Louvre, dacă nu ați luat bilete online, 15 euro pe bilet, puteți sta la coadă în jurul piramidei, dar să vă așezați cel târziu la ora 14, pentru că durează una-două ore până intri, apoi măcar două ore să vezi pe fugă. La ora 18 se închide tot. La Versailles se iau bilete online cu câteva luni înainte, 20 de euro, sau se stă la coadă 2 ore, se vizitează în 2-3 ore interiorul, iar grădinile cu 10 euro trenulețul sau pe jos. Dacă aveți totul organizat, în Paris puteți petrece 3 zile de neuitat.